Bun găsit, dragi români, oriunde v-ați afla. Colocviile Ars Verba, emisiune online găzduită de Certitudinea TV, după cum v-ați dat seama, au avut colocviile, în sfârșit, o întârziere care, din păcate, nu a adus ceea ce ne-am propus, formula de început. Prin urmare, vom discuta astăzi într-o formulă restrânsă, cea oarecum cunoscută. Vă propunem pentru această seară o dezbatere cu o temă foarte actuală. Este vorba de Israelul își dă ultima suflare. De fapt, acest titlu reproduce titlul identic al unui articol apărut în ziarul Haaretz din Israel, fiind semnat de jurnalistul evreu Auri Javid. Se înțelege că este o temă de gândire privind complexitatea geopolitică a dezastrului care pândește omenirea. O temă ce impunea un expert în geopolitică. Sperăm că îl vom avea într-o întâlnire viitoare sau vom face o înregistrare offline. Era vorba despre, așa cum puteți vedea și în bara de jos, era vorba despre domnul general dr. Mircea Chelaru. Prin urmare, în această seară am să salut doar prezența invitatului permanent, jurnalistul și poetul Miron Maneca, ispravnic de concept al publicației Certitudinea. Bună seara, Miron! Bună seara! Dar a trebuit să completez puțin. Amândoi suntem Mircea Chelaru, a fost imposibil să intre. Am mai pățit lucrul ăsta. Încearcă, uite că domnul general încearcă totuși să intre. Tema acestei emisiuni a intrat sub embargo, cum se zice, atacurilor, sau mă rog, incidența atacurilor cibernetice. Nu a putut avem intra, totuși Miron, nu știu dacă mă auzi. Sau nici tu nu mă mai auzi acum. Totuși, domnul general a intrat. Nu știu cum se va auzi. Prin urmare, măcar să-i spun bună seara, domnule general. Sperăm că vom putea ține emisiunea așa cum ne-am propus. Și eu și Miron. Să intre doar cu sunetul, să nu mai pună camera. Pentru că oricum e. Măcar auzi că l-am salutat. În fine. Da. Miron, a trecut o săptămână de la declanșarea acestui război Israel-Hamas, etichetat drept focul de artilerie diplomatică. De fapt, în Orientul Mijlociu, așa cum cam toată lumea și-a dea seama, se poartă o intensă activitate diplomatică ce vizează situația explozivă din Israel, unde armata israeliană a anunțat declanșarea ofensivei terestre în fâșia Gaza, firește după punerea la adăpost a civililor. Ei bine, noul ultimatum pentru civilii din Gaza a expirat cu foarte multe victime. Prin urmare, cum spuneam sau cum mi-ai atras atenția, în urmă cu două zile apărea în publicația Haaretz o analiză cu titlul întâlnirii noastre din această seară. Firește, aș putea să te provoc și o voi face, dacă ar fi să ținem seama de sensul biblic, să ne aducem aminte când Batseba pe ultimul drum, pe patul de moarte, da, l-a chemat pe Solomon. Te-aș întreba, oare Israelul predă cumva ștacheta, nu știu cui, poate ne vei spune tu, ca să țină legile Domnului Dumnezeului Israelului și să-L urmeze în toate căile Lui? Țin să-ți mai spun ceva, îți spuneam și în culise, a dispărut articolul de pe internet, a rămas totuși titlul. Prin urmare, sunt foarte multe întrebări. Se scufundă statul evreu democratic? Statul evreu nu a fost niciodată democratic, a fost mai degrabă teocratic, dar un stat teocratic formal, spre deosebire de țările arabe care sunt state teocratice. Este Siria, de exemplu, sau Arabia Saudită, sau Irakul, sau
chiar și Iranul înainte de orice. Dar nu asta e important. Deci democrație nu a fost niciodată și nici nu are rost să fetișizăm cuvântul democrație decât în elementele lui primare. Pentru că democrație nu există, este doar o contrafacere, sau mă rog, un simulacru de democrație, un simulacru ipocrit care ne face pe noi să ne dăm unii altora în cap în numele democrației. Dar apropo de statul Israel, statul Israel s-a constituit în 1948. 1948 în Palestina și iată că statul Israel este stat, pe când Palestina nu are decât un hibrid care se numește Autoritatea Palestiniană, așa, care nu are drepturi depline. E un ostruț ocămilă. Eu aș reveni, aș insista pe articolul care a apărut. Da, care a dispărut, ți-am zis, am căutat. A rămas totuși, cred, pe site-urile arabe, pentru că a fost preluat imediat de mai multe țări arabe. Acest, trebuie să spun câteva cuvinte, acest Arishavit este un jurnalist, hai să zicem, mai tânăr decât mine, reporter și scriitor israelian, editorialist din 1995 al ziarului de centru stânga Haaretz din Israel. A avut o biografie zbuciumată, a fost recrutat de forțele de apărare ale Israelului în 1975, unde a participat ca parașutist voluntar în brigada parașutiștilor la numeroase raiduri împotriva organizațiilor și taberelor palestiniene armate din Liban. Este și autorul unui bestseller, Țara mea promisă, Triumful și tragedia Israelului, nominalizat printre primele 100 de cărți importante ale anului 2013. Nominalizarea, sau mă rog, topul ăsta a fost făcut de revista The Economist. A primit și un premiu, premiul Gerard și Ella Berman de la Consiliul Evreiesc al Cărții. A câștigat și premiul Nathan Book Award. Ce să zic, nu l-a iubit pe... cu acest jurnalist după îndrăzneala. Nu știu dacă se va întâmpla ceva, se pare că la ei e voie să, adică libertatea cuvântului din partea presei este mai, cum să zic eu, e mai permisă decât este la noi. De fapt, acest articol este un articol, hai să zicem, un articol tragic. Rezultă din acest articol, am să și citesc la un moment dat, că marea greșeală a Israelului este faptul că nu a ținut cont, nu i-a respectat pe autohtonii de acolo, care au rădăcini puternice, respectiv palestinienii, arabii palestinieni. Și aș cita un pic din articolul ăsta. Care a fost greșeala Israelului? Zice el la un moment că ar putea fi încă posibil să se pună capăt ocupației Israelului în Palestina, să se oprească așezările, să se reformeze sionismul, să se salveze democrația și să se divizeze țara. Mi-am pus degetul în ochii lui Netanyahu, Lieberman și al neonaziștilor pentru a-i trezi din delirul lor sionist, căci nu Trump, Kushner, Biden, Barack Obama și Hillary Clinton sunt cei care vor pune capăt ocupației. Nu Națiunile Unite și Uniunea Europeană vor opri colonizările. Singura forță din lume capabilă să salveze Israelul de el însuși sunt chiar israelienii, prin crearea unui nou limbaj politic care să recunoască realitatea și faptul că palestinienii sunt înrădăcinați în acest pământ. Vă îndemn să căutați a treia cale de a supraviețui aici și de a nu muri. De când au venit în Palestina, israelienii și-au dat seama că sunt rezultatul unei minciuni create de mișcarea sionistă, în timpul căreia a folosit orice înșelăciune asupra caracterului evreiesc de-a lungul istoriei.
exploatând și exagerând ceea ce Hitler a numit Holocaustul, mișcarea a reușit să convingă lumea că Palestina este țara făgăduinței și că presupusul templu al lui Solomon este situat sub moscheea Al-Aqsa. Astfel, lupul a fost transformat într-un miel care a fost alăptat de banii contribuabililor americani și europeni până când a devenit un monstru nuclear. Iată deci termenii în care se exprimă cu disperare ziaristul referindu-se la țara lui, la statul în care, în care trăiește. Aș mai citi ceva. Citează el un alt scriitor. Iată un alt scriitor care recunoaște nu doar existența poporului palestinian, ci mai degrabă superioritatea acestuia față de israelieni. Gideon Levy, sionistul de stânga, care spune: se pare că palestinienii au o natură diferită de restul umanității. Le-am ocupat pământul și le-am numit tinerii dependenți de droguri și prostituate. Am spus că vor trece câțiva ani și vor uita patria și pământul lor, iar apoi tânăra lor generație a explodat prin intifada din 1987. I-am băgat în închisori și am spus, îi vom crește în închisori. Ani mai târziu, după ce credeam că au învățat lecția, s-au întors la noi cu o răscoală armată în anul 2000, devorând pământul. Am spus că le vom demola casele și vom ține sub asediu mulți ani, iar apoi ei au extras rachete imposibile cu care să ne lovim, în ciuda asediului și distrugerii. Așa că am început să-i izolăm de noi cu pereți și sârmă din pată, iar ei au venit la noi din subteran și prin tuneluri până ne-au ucis în ultimul război. Ne-am luptat cu palestinienii folosind mintea, iar ei au pus mâna pe satelitul israelian Amos. Ei aduc teroare în fiecare casă din Israel, proferând amenințări peste amenințări, așa cum s-a întâmplat atunci când tinerii lor au reușit să preia controlul canalului 2 izraelian. Pe scurt, se pare că ne confruntăm cu cei mai dificili oameni din istorie și nu există o altă soluție decât să le recunoaștem drepturile și să punem capăt ocupației. Deci sursa este ziarul izraelian Haaretz, din care am citit o traducere făcută cam în grabă. Dar ăsta este textul la care nu putem să rămânem indiferenți. Este o temă de gândire nu numai pentru izraelieni, ci și pentru noi. Noi cei din restul lumii, pentru că războiul ăsta, că e un război, ei zic asalt, nu zic invazie. Poate acest text pe care l-ai, este asaltul ăsta care nici nu știu dacă la ora asta s-a declanșat în teritoriul fâșiei Gaza. Deci războiul ăsta este crucial, este o bornă între lumi. Acum, poate că e sfârșitul unei lumi, nu sfârșitul lumii, deși Armagedonul e în Israel, este în nordul Israelului, mai sus de, mi se pare că la 100 de kilometri de Ierusalim. Mă rog, e un loc simbolic, ultima bătălie din Apocalips, care va fi între slujitorii lui Dumnezeu și dușmanii lui Dumnezeu. Miron, e localizat, mă rog, în Israel. În Israel, nici nu știu cum să-i zic acum. Oricum este Israelul antic. Deci acest război care a mutat centrul de atenție al lumii din Ucraina în Israel, dar au legătură una cu alta și pot să mă și întreb în legătură cu asta. Îmi pare rău că nu este un chiar un mare specialist în geopolitică, domnul general Chelaru, dar așa a fost să fie. E un, cum ziceam, un moment crucial, cred eu, pentru omenire. Bun, Miron, dacă mă auzi, te rog să dai din cap sau aștept ceva. Eu tot încerc. În primul rând, spune cum ne auzim. Eu te aud. Spunem cum ne auzim. De auzit, ne auzim bine. Imaginea ta este puțin neclară. Se pare că tu nu mă auzi. Pentru că eu te aud și te văd cu întreruperi. Eram convinsă. Iar acum nu te mai aud.
Am să vorbesc, dacă ești atent și întrerupi, mă asculți și îți voi adresa o întrebare, bine? Da. După părerea ta, după părerea ta de mai puțin expert în geopolitică, cine se luptă de fapt în Israel? Ținând seama, totuși, toată lumea știe că serviciile de intelligence din Israel sunt printre cele mai bune, da? Și cu toate acestea, vezi, Doamne, da, au fost luați prin surprindere, da? Deci vorbim de intelligence în Israel de top și totuși au fost asaltați. Cum s-a putut face așa ceva? După părerea mea, cine trădează? Nu au fost luați prin surprindere. Atunci nu, nu știu dacă e vorba de o trădare. Ai terminat întrebarea? Da, pentru că dacă vorbim în același timp, nu se mai se întrerupe. După părerea mea, nu este vorba de neapărat de o trădare, ci de un interes. Auzi? Pentru că la mine se tot întrerupe. Cred că Netanyahu a jucat o carte greșită. Netanyahu, care este un suveranist tradițional, iar politica pe care a adus-o el, benefică pentru poporul israelian, dar benefică numai în termenii în care el a vrut să conserve și să continue o identitate puternică a unui popor, o identitate pe care alte popoare nu au. Identitatea asta a supraviețuit istoriei. Numai că între timp globalismul, care este tot de sorginte evreiască, a contaminat și suveranismul israelian. Din câte știu, în Tel Aviv este cea mai mare comunitate de gay din lume, iar problemele pe care le-a avut Netanyahu cu protestatarii vin de pe linia progresistă. Deci acest progresism care a contaminat și Israelul a generat o situație conflictuală în interiorul populației izraeliene. Nu știu dacă s-o numesc popor sau nu, pentru că sunt veniți din toate părțile. Din Rusia, mi se pare, în primul rând, nu sunt evrei semiți, sunt evrei așchenazi, adică în cazare iudaizați. Sau, mă rog, evrei europeni, dacă se poate spune așa. Deci s-a creat o breșă, o fisură în mentalul colectiv al poporului evreu. Asta a dus la conflicte, iar Netanyahu avea o problemă reală cu acești protestatari. Pe de altă parte, sunt sigur că era la curent cu ce se întâmplă în fâșia Gaza și ce se pregătește. Pentru că acolo nici nescanat în Israel. Iar fâșia Gaza era înțesată de agenți Mossad și ai altor servicii izraeliene. Deci nu cred că nu a știut. A lăsat lucrurile să se deruleze așa, pe de o parte, pentru a legitima legea marțială, legea de război, ca să poată lua decizii fără să mai fie tulburat de nimeni. Pe de altă parte, și-a asigurat, a vrut el să-și asigure continuarea, conducerii statului Israel, punând pe butuci, fâșia Gaza. Dar pentru asta trebuie să știm câteva lucruri. Fâșia Gaza aparține de iure, aparține autorității palestiniene. Aici s-a comis o mare nedreptate, pentru că
Se pare că în seara aceasta lucrurile nu vor să meargă deloc bine. Da, e foarte greu să s-a întrerupt la mine. Nu știu dacă și la o tine. O să te las pe tine să vorbești și mă scot pe mine și când termin fac invers, când încercăm deci și așa. În speranța că are cât de cât continuitate emisiunea, Fâșia Gaza, unde stăpânește organizația teroristă acum Hamas, a aparținut autorității palestiniene, care n-a beneficiat și a forurile internaționale nu i-au acordat statutul de stat, așa cum i-a acordat Israelului, este doar un hibrid care se numește autoritatea palestiniană. Din declarațiile, iată-l că îl văd și pe domnul general, Doamne, ce bine ar fi să putem comunica. Din declarațiile parlamentarilor, senatorilor și reprezentanților americani, rezultă foarte clar că această organizație ar fi fost creată chiar de Israel pentru a fărâmița unitatea autorității palestiniene. Au creat sau încurajat crearea unei alte organizații care inițial a fost un partid, a câștigat alegerile, după care a intrat în conflict cu autoritatea palestiniană și în cele din urmă a ocupat Fâșia Gaza și a creat un teritoriu independent. Numai că iată Hamasul, această organizație acum declarată teroristă, s-a întors împotriva statului Israel și creează problemele pe care le avem acum, dar după părerea mea este un pretext al lui Netanyahu, al lui Bibi Netanyahu, de a ocupa această fâșie care nu este a statului Israel, dacă o va ocupa, o va ocupa în mod ilegal, în spatele acestei bătălii de neînțeles pentru restul omenirii, aflându-se de fapt rezervele de petrol, de gaze din de-a lungul, care se află în Mediterană, de-a lungul fâșiei Gaza. De fapt, cred că ăsta este secretul conflictului permanent de acolo, pentru că Israelul ar vrea să pună mâna pe acele rezerve de acele zăcăminte de gaze naturale care ar ajuta Israelul să concureze Qatarul, care deocamdată este cel mai mare exportator de gaze din lume. Deci cam asta ar fi ecuația acestui război. Aparent e un război religios până la urmă. În realitate este un război pentru rezervă. Se pare că nimeni nu ține cont de faptul că pentru rezolvarea acestor interese au fost omorâți oameni. După părerea mea, Netanyahu este condamnat să dispară din sfera politică pentru că cu scopul de a realiza aceste, pe de altă parte, interese de putere, pe de altă parte, interese economice pentru Israel, peste 1000 de cetățeni ai Israelului. Cred că nimeni nu-l va ierta pentru asta. Deocamdată a început războiul și să vedem cum se va derula. Consecințe sunt o mulțime. Pentru că mutându-se centrul de atenție al lumii din Ucraina în Israel, iar lumea este intercontinentală și acolo se derulează o bătălie de interese. În toată povestea asta nu cred că nu este implicat și Putin, pentru că are interes să deblocheze Ucraina. Americanii vor fi obligați prin tratatele pe care le au cu Israelul, face parte din NATO. Deci prin tratatele, prin protocoalele semnate, Statele Unite, NATO, e obligat să sară în ajutor. A și trimis două portavioane, am auzit că mai vine unul.
ca să intimideze, mă rog, nu să intimideze pe nimeni până la urmă, dar va trebui să, cum să zic, să lase mai moale cu Ucraina. Americanii au și o scuză în felul ăsta, pentru că dându-și seama că nu pot face față acestui război pe care de fapt ei l-au declanșat, NATO, dându-și seama, au o scuză ca să se retragă onorabil de acolo și să-și concentreze atenția și forțele în Marea Mediterană pentru a-i ajuta, pentru a ajuta Israelul. Nu știu, cred că am răspuns la mai multe întrebări, am fost și incoerent. Da, e general. Clar că ne-a tulburat toată problema asta tehnică. Mulțumim tare mult tuturor celor care au rămas. Și nici măcar nu sunt, nu am... M-auzi? Am citit mai multe de când a început acest război. Comandantul militar al Hamas, Mohammed Deif, a declarat că atacul pe Doamne asupra Israelului a avut loc ca să-și apere moscheia El-Aqsa. Aia a fost furtuna... moscheia sub care chipurile s-ar afla templul lui Solomon. Nu e nimic acolo, așa cum a spus jurnalistul de care am vorbit. Nu e niciun templu acolo, au fost arhitecți care... au chemat arhitecți, nu au găsit nimic, nu au găsit nicio urmă care să încurajeze, hai să zicem asta, cum îi zice, să încurajeze legenda că sub această moschee s-ar afla templul lui Solomon. De aia te-am și întrebat, de aia am și început, dacă e cumva o predare de cum a făcut tatălui Solomon către Solomon, dacă cumva vine din spate un alt fel de stat, da, mai puternic, mai gândit un... Nu știu dacă vine, trebuie schimbată, nu știu dacă vor schimba paradigma, dacă își vor schimba firea. Pentru că e, lucrurile, cum să spun, sunt foarte greu de acceptat în condițiile în care, repet, Israelul totuși este o forță, să fie dintr-o dată atacat așa, pare nu cu da, să fie dintr-o cu parapante, cu șlapi, cu... E un scenariu pe care, sincer să fiu, încă nu am o interpretare foarte clară. Urmăresc ca fiecare dintre noi. Totuși momentul acestui atac cu războiul din Ucraina, lumea e obosită, COVID, război în Ucraina, război în Israel, Dumnezeu știe ce ne mai așteaptă. Lumea și-a ieșit, deci scenariile sau, mă rog, situația este atât de complexă, situația din Orientul apropiat, da, dar și situația de pe Mapamun sunt atât de, de complexe, încât cred că scenariștii s-au încurcat în scenarii. Situația a scăpat de sub control. Nu știm ce vor face, pentru că demenți sunt peste tot. Și în Israel, și în Palestina, și în, și în Statele Unite. Așa cum bine se știe. Demenți irresponsabili care de fapt lucrează la distrugerea Pământului. Și se pare că nu renunță la scenariile lor. Cineva le-a luat mințile. Iar victimele suntem noi, dar nu e posibil. Nu e de acceptat că având pe urmări niște interese care pot face bine statului evreu și chiar evreilor din Israel, să sacrifici atât de mulți oameni cu cinism. Este un cinism pe care, mă rog, eu personal nu-l pot accepta. Vreau să te întreb, scuză-mă, te rog, ca să-ți mai dau așa un drum pe care să mergi. Crezi că este Holocaustul motorul care a declanșat acest nou conflict în Israel? Nu. 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 De ce ar fi Holocaustul care să declanșeze acest conflict în Israel? Holocaust poate a existat. Dar apropo de chestia asta, un
A trebuit să deschid un document pentru că eu pregătesc acum numărul următor din Certitudinea. Un jurnalist american, evreu la origine, adică a vehiculat ideea unei jurnaliste izraeliene că a fost martoră la uciderea 40 de copii. Cifra asta, 40, e o cifră cu semnificație pentru evrei. Corect. 40 de copii, o parte din ei fiind decapitați. Dar n-a prezentat nicio probă. Social media i-a sărit în cap, i-au cerut: n-ai făcut nicio poză? Ești jurnalist. Când faci o asemenea afirmație, trebuie să aduci un minim de dovezi. Iar ea a răspuns, cum să zic, oarecum evaziv. A mințit, de fapt s-a dovedit până la urmă că a fost o minciună, dar minciuna e îngrozitoare, pentru că aruncată în spațiu public pune sub semnul îndoielii toate afirmațiile care vin dinspre Tel Aviv, de exemplu, și care vin dinspre evrei, inclusiv Holocaustul, pentru că un jurnalist, un alt jurnalist de la radio din Statele Unite, autorul unui podcast, de fapt, a unei emisiuni, a unui show de radio, a spus, s-a enervat, i-a luat apărarea, nu a făcut față și la un moment dat a reacționat așa. A zis, să te îndoiești de uciderea celor 40 de copii evrei, e ca și când ai nega Holocaustul. În situația asta mai poate cineva crede sau nu legitimează îndoielile privind existența Holocaustului. Dacă aici mint și mint cu niște pe plan emoțional, pentru că oamenii reacționează la o asemenea știre aruncată în spațiu public, creează o o anumită empatie, sau ar trebui, sau ar urmăresc să creeze empatie. Dar problema, cred că s-a întâmplat exact invers. Pentru că mințind pe tema asta, generezi ură. Este o mare greșeală ce au făcut și probabil au făcut mai multe greșeli, modificând anumite cifre legate de excepționalitatea suferințelor poporului evreu de-a lungul timpului, suferințe care au existat. Dar chiar și jurnalistul de care am vorbit, Ari Shavit, și el a atras atenția că au fost exagerate anumite suferințe. Ei bine, minciuna mi se pare că atrage o vinovăție la fel de mare, zic eu, asupra celui care lansează o asemenea minciună, la fel de mare ca însăși acele crime pe care le invocă. Nu știu dacă, cred că am divagat puțin de la întrebare. Da. Am uitat cine e întrebat, de fapt. Te-am întrebat de Holocaust, dacă nu, vezi o legătură între Holocaust și ceea ce se întâmplă acum. Nu are nicio legătură Holocaustul cu... Aici e vorba de interese de putere și interese materiale. Legat de exemplu pe care l-ai dat cu uciderea celor 40 de copii, respectiva persoană a aruncat, sunt convins, știi de ce îți spun? Pentru că se pot genera imagini, ar fi putut merge mult mai... A încercat generarea de imagini, dar altcineva tot de pe social media i-a arătat imaginea originală care a fost prelucrată prin AI. Se poate, mă rog, totul a fost în grabă, dar aici trebuie prezentate probe la o acuzație atât de gravă. Nu, asta nu înseamnă că palestinienii n-au comis crime. Nu mai trebuie demonstrate, se văd în direct. Mă refer la palestinienii din gruparea Hamas. Deci nu se pune problema. Nu-i nevoie să le încarci vinovăția cu alte asemenea, cu 40 de asemenea crime oribile. Oricum e oribil ce se întâmplă. Problema e că s-a întâmplat și invers. Noi suntem tulburați de efectele unei situații, dar nu suntem atenți la cauze. Ce a generat asta? Ați văzut că sunt peste tot manifestații
pro-palestiniene. N-am văzut până acum o manifestație pro-Israel. Sau n-au dat la televizor, sunt convins că dacă erau, le dădeau imediat. N-ai cum să nu spui întrebarea. Dom'le, dar toată omenirea a nebunit? Toată omenirea este antisemită? De ce? Pentru că este absurd. Se pare că comportamentul unor evrei, cei care guvernează, de fapt, lumea, adică lumea nu e guvernată de evrei, dar întâmplător sunt evrei, cei mai bogați oameni de pe pământ sunt evrei. Și se știe că ei dictează aproape la tot ceea ce se întâmplă în lume. În loc să se mărginească la suveranitate, am eu un comentariu la un articol care o să apară în numărul următor, un comentariu la un articol care urmează să apară și aș vrea să citesc acel comentariu imediat, îl găsesc, de la un articol al lui Traian Ungureanu. Foarte interesant. Traian Ungureanu este un analist de excepție, dar el publică pe R3 Media un articol care se numește Progresismul, soluția finală pentru Israel. El pur și simplu ia apărarea lui Netanyahu sau îl dezvinovățește pe Netanyahu și chiar îl regretă. Și am să citez comentariul meu, nota ispravnicului. Traian Ungureanu este un analist redutabil, dar aici cred că are un partipri greșit. El face pur și simplu elogiu dictaturii lui Bibi Netanyahu și, ceea ce este mai grav, al acelei, și acum citesc din el, datorii morale unice puse la baza existenței națiunii israeliene și înțeleasă ca datorie unică, supraviețuirea, indiferent de timpuri, politică și ideologii, principiu care a fost respectat și urmat până la începutul anilor 2000. Apoi au apărut fisurile. Un spirit nou a început să se îndoiască și să se plângă de povara vieții într-un stat de virtute militare și coeziune patriotică. Zice el și am încheiat citatul. Zic eu mai departe, politica suveranistă și conservatoare a lui Netanyahu a fost desigur benefică pentru conservarea identității evreiești de-a lungul istoriei, atâta timp cât s-a păstrat în limitele acestui deziderat. Dar prin extensia ei externă s-a transformat într-o pacoste pentru celelalte popoare, printre care și românii, prin impunerea globalismului, care este tot de sorginte evreiască și care urmărește desfințarea identității și națiunilor. Iar această politică a fost o pacoste în primul rând pentru palestinieni. Numai că o travă a globalismului a contaminat în cele din urmă și pe israelieni, generând situația dramatică din fâșia Gaza, care îl va scoate din scenă și pe Bibi Netanyahu. Este, de fapt, efectul de bumerang al unei evoluții greșite. Deci cam asta s-a întâmplat. Mișcarea asta sionistă. Sionistă a avut sens atâta timp cât poporul evreu n-a avut un stat. Din clipa în care a avut acest stat din 1948, sionismul nu mai este de acceptat. Pentru că au țara lor. Vor un alt Sion, vor acest Sion să fie planeta, pământ. Aici, deci lăcomia de putere, o lăcomie nejustificată, nejustificată poate este și o frustrare istorică, dar asta nu poate fi o scuză, este doar o explicație. Deci, hai să analizăm puțin, Miron, gruparea asta palestiniană, Hamas, da? Care dintr-o dată s-a scuturat așa și a atacat Israel. Este, fără îndoială, o organizație venită teroristă. E o grupare veche, e o grupare... Da, dar să nu uităm că ea a apărut în 87, ți-amintești, când e o ramură a organizației Frații Musulmani din Egipt. Da. Da? Deci au susținere, sprijinită din toate cele
financiar. Evident, pentru că un exces într-o parte generează exces în cealaltă parte. Este o lege asimetriei. Pentru că palestinienii sunt oprimați. Eu am fost de câteva ori în Israel, în Țara Sfântă, și am văzut cum sunt tratați. Sunt tratați ca niște... Erau, acum, nu știu dacă se mai pune problema, ca niște animale. Ei veneau din Palestina, treceau prin porțile alea de acolo, sunt zidurile alea de oțel care despart Israelul de autoritatea palestiniană și se duc zilnic să muncească, cu ziua. Sunt umiliți, erau umiliți. Lucru pe care l-au observat toți cei care eram în autocarele alea cu care am fost în ținuturile sfinte din Israel și Palestina. Deci, dar aici e și i-au disprețuit, i-au considerat sub oameni, i-au considerat niște ființe inferioare și asta nu se uită. A observat bine jurnalistul că sunt o specie diferită de tot ce cunoaște el pe pământ. Ei nu uită. Nu uită și nu ies de oriunde și se răzbună. Și se răzbună. Ne uităm acum la crimele pe care le fac, dar aceleași crime le-au făcut și evrei. Au omorât 60 de jurnaliști până acum. Au omorât 10 de mii de oameni. E adevărat, în timp, 10 de mii de palestinieni. Toate lucrurile astea se acumulează și la un moment dat răbunesc. Și se ajunge dar sunt prea legate, adică răbufnesc, dar văd că răbufnesc după o strategie foarte bine pusă la punct. Strategia. Sunt oameni care strategiile sunt, pot fi împărțite în două categorii. Acele strategii pe care le ai de la început și organizezi faptele în așa fel încât să se încadreze în elementele componente ale acestei strategii sau lucrurile se întâmplă și tu îți adaptezi strategiile, având scopul fiind același, îți adaptezi strategiile la situația deja existentă. Creezi o situație, deci ori creezi situația, ori te adaptezi la o situație și ai scenariul pregătit pentru acea situație. Că în general, cazul de față care... e o adaptare, nu e o creare artificială nu știu, a unei situații. Nu știu, părerea mea este că pe termen lung a fost o strategie. Pe termen scurt intrăm în zona tactică a evenimentelor și se adaptează la situația concretă din teren în cadrul unei strategii generale. Strategia generală fiind stăpânirea pământului. Cred că și pe noi vor să ne stăpânească. Dacă ne uităm la supralegislația privind antisemitismul de la noi. O supralegislație cumplită, ca și când noi românii am fi cei mai hălbatici, cei mai fioroși antisemiți de pe pământ. Deci, fapt, dacă spui ceva în favoarea poporului tău și care spui ceva care are incidență cu prezența evreilor aici, ești considerat antisemit. Patriotism înseamnă antisemitism sau putinism, de la caz la caz. Acum, că servește agenda lui Putin. Care e agenda lui Putin? Recuperarea teritoriilor care se află la Ucraina. Agenda lui Putin, granițele Federației Ruse, e clar că asta urmărește. Este agenda noastră. Iar pentru recuperarea lor trebuie să aplicăm o strategie. Strategia pe care mergem este greșită. Pentru că, în sfârșit, nu are rost să intrăm în alt subiect. Nu, mă gândeam, știi că din 1948 încoace, pentru că ăla e un an simbol, România și Israelul, dar nu, România și Palestina. Noi am avut relații diplomatice foarte bune cu ambele. Bineînțeles, am văzut la televizor o scriitoare sau în orice caz o cetățeană israeliană venită din România, adică s-a mutat acolo cu 15 ani, îl acuza pe Netanyahu comparându-l cu Ceaușescu.
a răutat. Și atunci a intervenit Cosmin Gușe și a atras atenția. Dumneavoastră evrei? Și ai rămas blocat? Ceaușescu le-a făcut mari, le-a adus mari servicii, împăcându-i. Da? Da, exact. Deci Ceaușescu i-a ținut oare. Da, a reușit să-l împace pe Yasser Arafat, șeful autorității palestiniene, cu conducerea Israelului, a menținut pacea. Păi în 72, știi, anul acela la care uneori... Golda Meir, deci el a fost, cum se zice, a fost un apropiat al Goldei Meir. Așa, scuză-mă, te-am întrerupt. Nu e nicio problemă. Cumva o ducem noi ora asta, dar mie foarte... Nu, și mai întreabă-mă ceva, dar... Nu vreau să spun că vorbeam de Ceaușescu. Poziția unui jurnalist, atâta. Păi... Că altceva nu sunt. Da, vorbeam de Ceaușescu și de politica pe care foarte inteligent a condus-o. Ziceam că în 72, dacă ți-amintești, România a recunoscut România a fost pe locul 4. Oficial organizația asta pentru eliberarea Palestinei, da? Care a intrat în conflict cu Hamasul. Da. În 2007. Da. Deci e palestinian versus palestinian. Deci Palestina contra Palestina. Da, bineînțeles, pentru că așa au procedat. De ce ziceau asta, cum îi zice, senatorii și parlamentari și reprezentanții americani, că Israelul și Statele Unite au creat de fapt Hamasul. Pentru a-i stăpâni, trebuia să creeze o forță în interiorul lor cu care să se certe, crezând că în felul ăsta vor putea să-i stăpânească mai bine. Și chiar au reușit o lungă perioadă de timp, alimentând conflictul dintre Hamas și autoritatea palestiniană, i-au ținut sub control. Dar uite că vine o zi, vine o vreme când totul se întoarce împotriva ta, cum s-a întâmplat acum. Hamasul s-a întors împotriva, iar mișcările pe care le-a făcut Israelul n-a făcut decât să unească toată lumea arabă, nu toată lumea arabă, toată lumea musulmană, pentru că Iranul, de exemplu, iranienii nu sunt arabi, sunt persani, dar sunt islamici, sunt islamiști. Toate, în afară de asta, greșeala uriașă de a permite invazia populațiilor islamice în Europa, practic islamizarea Europei, din diverse motive. Aveam normă, noi, la noi n-a prea venit. Dacă în Europa s-a produs islamizare, în România s-a produs israelizare. Așa. La noi n-au venit atât de mulți arabi, dar arabii din Europa au creat niște centre de revoltă uriașe, pentru că așa acum toți ceilalți sunt, și noi cred că suntem vizați. Dacă află că suntem oarecum israelizați, devenim dușmanii lor. Dar faptul că ai adus în Europa armate întregi, mă refer la populație care poate deveni armată, pot deveni armate armate de credincioși islamici, ai creat o problemă uriașă pe care nu mai poți controla. Și oricum, pentru... care rămâne, după cum vedem. Așa și rămâne. Scopul pe care l-au avut a fost metisarea populației pentru ștergerea identității națiunilor. O națiune fără identitate e ușor de condus. Dar iată cum și chestia asta se întoarce împotriva inițiatorilor. Totul se întoarce împotriva celor care au generat sau au conceput asemenea scenarii. Practic, planeta este în colaps. Și cum să-i iriți, să-i inflamezi pe musulmani când sunt două treimi de pe pământ? Deci, islamismul are două treimi, la nivel de populație, două treimi din populația lumii.
creștinismul este mult mai mărunt. Deci, greșeală uriașă, greșeli uriașe pe bandă rulantă, în condițiile în care înarmarea a atins cote fără precedent. Sunt atâtea focoase nucleare pe pământ încât nu știi când va fi declanșat unul dintre ele. Cred că nu știu, ajunge un nebun la butoane. Dacă nu... Un nebun e suficient să apară. Bine că n-a fost ăsta de la Wagner. Am umplat fost. Nu mai știu cum îl cheamă. Pe... Miron, ce-ar trebui să facă diplomații români? Deci, noi da, practic Putin practic e garanția americanilor și a oamenilor, a cetățenilor lumii, că acest buton nu va fi apăsat. Putin e un jucător de șah, nu e un nebun. Ruleta rusească e încă... Nu, dar în același timp trebuie să ținem cont. Noi nu putem să judecăm Federația Rusă și pe Putin cum judecăm un popor oarecare. Pentru că el e reprezentantul unei mari puteri. Lumea fusese împărțită între două mari puteri. Psihologia lor este legată de conștiința faptului că reprezintă o mare putere. Și atunci au venit unii și au vrut să desfințeze una dintre marile puteri de pe pământ și să rămână una singură. Uite că nu s-a putut. Au făcut în așa fel încât să pară Putin cel care atacă. În realitate, el a fost atacat. Dar mă rog, se discută altă dată despre această problemă. Nu, nici nu sunt calificat, sunt doar un jurnalist observator. La noi am acolo. Dorit totuși tema asta să nu... Pentru că erau în așteptare mai multe persoane, am zis că totuși să încercăm de împreunelea să salvăm. Data viitoare pe domnul general Cerar îl chemăm în studio. Nu, studio chemăm în studio, probleme. Dar da, nu, mă gândeam offline. Da, înregistrăm emisiunea. Exact asta am promis, să facem o înregistrare despre care să nu știe nimeni, pe o platformă pe care să nu o cunoască nimeni și o încărcăm în momentul în care teoretic ar trebui să fie online. Altă soluție personală. Altă soluție nu e pe aceste teme. Nu, sunt teme grele, teme care deranjează, teme unde noi aducem de fiecare dată invitați de marcă, prin urmare nu sunt lăsați să vorbească, noi nu suntem lăsați să... Eu pentru emisiunea asta nu avem pregătite decât întrebări. Dar, da, mă rog, nu, nicio problemă. Și eu am urmărit foarte îndeaproape subiectul. Vreau să te întreb, probabil că știi declarația președintelui României, ce ar trebui să facă România în momentul de față? Pentru că e clar, avem o atitudine... mă rog, facem niște declarații, spun eu, hazardante și în privința a ceea ce se întâmplă în Rusia. Este incalificabilă atitudinea conducătorilor României. Incalificabilă. Nu au nicio legătură cu interesele poporului român. Nicio legătură. Nu pot să, dacă nu știu, mai pune să dau adjective. Cred că ne-ar închide definitiv. Nu cred că ăsta e scopul. Putem desința și cu vorbe care să nu fie considerate injurii. Nu cred că vreodată în istoria României a existat o asemenea continuitate a trădării și la nivelul ăsta, așa cum s-a întâmplat în România din 1990 încoace. Este ceva de neconceput. Și totuși e real. E real, iar noi n-am făcut nimic. Am devenit, de fapt, la început am fost paralizați probabil, deci nu ne-a venit să credem. După care ne-a apucat frica și am tăcut. N-au tăcut toți. Problema e că acest comportament al conducerii acestei țări este sancționat de conducerea altor țări. Luăm situația Ungariei. Da, și la modul, cum să zic eu, la cel mai disprețuitor posibil. Deci cred că asta vorbește... S-a dus să întâlnească cu Orban și nu l-a găsit acasă. A plecat. N-a fugit Orban. Nu, i-a păsat.
Nu, dar asta e un semnal care, nu știu, mă pun eu în situația președintelui. Deci o jignire și pentru noi ne-a adus, tot ce fac ei nu fac decât să ne insulte sau să genereze insulta altor popoare, altor șefi de state față de reprezentanții noștri, că des sunt reprezentanții noștri, noi am votat. Da, în sfârșit, mai întreabă-mă ceva dacă... Ce să te mai întreb? Când crezi, bine, ar trebui să rămânem pe războiul din Israel, consideri că cele două conflicte au legătură? Da, consider că cele două conflicte au legătură. O legătură care am aflat e... Acum scenariul ăsta care se întâmplă a fost conceput în Turcia, nu în Iran, cum se zicea. Nu știm, umblă tot felul de zvonuri. Dar atâta timp cât nou război, ăsta din Orientul Mijlociu, îi aduce mari servicii lui Putin, nu cred că el e străin de chestia asta, pentru că NATO va fi obligat să retragă o parte din trupe sau să lasă mai moale cu cheltuielile pentru înarmări, având o scuză plauzibilă. Asta a și declarat conducerea Statelor Unite, da? Că și... Da, asta este. Iar da. În Ucraina lucrurile vor evolua altfel după asta. Cred că într-un fel se vor așeza. Și cred că americanii poate vor... Poate cuvinte, Federația renunța. Rusă își va recupera cele patru regiuni din Ucraina? Nu știu, vor lua, nu cred că... Rușii vor lua cât au nevoie, cât a fost al lor. Și nu este exclus, dacă noi mai avem credit, dar deocamdată singurul nostru reprezentant, singurul reprezentant diplomatic care mai are contact cu Rusia este Diana Șoșoacă. Așa, deși relațiile cu Rusia nu sunt interzise atâta timp cât Federația Rusă are ambasada aici. Dar atitudinea pe care am avut-o față de ei, nu știu dacă ne va mai menține pe noi, vorba profesorului Corvin Lucu, cum să zic, ne va mai menține într-o situație în care rușii să fie, să dea dovadă de clemență în ceea ce ne privește. Ne-au oferit asta, când le crăpa buza, ne-au oferit destule, dar noi am optat greșit. Din 2008, cred, într-una ne-au tot ofertat. Dar nu este corect să spui noi am optat. Noi în sensul că ei. Nostru. Noi în sensul că ei, cei care ne conduc, cum le zicea Eminescu, acești netrebnici care ne conduc, care văd că nu sunt aceiași, dar sunt moștenitorii lor, celor de pe vremea lui Mihai Eminescu. Este aceeași specie de oameni de nimic care ajung să conducă o țară atât de frumoasă și de bogată. Și cu oameni atât de minunați. Nu toți oamenii sunt minunați, pentru că oamenii s-au degradat. Cu oameni, n-am zis toți oamenii, cu oameni minunați. Da, pentru că sărăcia, mizeria te degradează. Cât crezi că va dura războiul ăsta din Israel? Crezi că tot așa se va lungi ca celălalt din Ucraina? Nu știu, în funcție de cum și-a... Nu știu, a fost războiul de 6 zile, războiul de Yom Kippur. În 6 zile, tot așa se uniseră țările arabe din jur împotriva Israelului. Israelul a învins atunci. Numai că între timp s-au maturizat și nu știu ce se va întâmpla practic. Acolo americanii de interes. Oferă sprijinul. Deci rezervele, zăcămintele de gaze din Marea Mediterană, de pe porțiunea Pâșiei Gaza, nu sunt de ignorat. Acolo s-a bătut palma pentru multe, pentru multe contracte. Se făcuse un contract cu autoritatea palestiniană. Dar Israelul s-a opus atunci, pentru că vrea ca acele contracte să fie făcute cu ei, cu Israelul. Și poate prin mișcarea pe care o fac acum, sau mișcarea asta, cred că vizează opțiunea
acelor gaze și faptul că ezită, nu au intrat dintr-o dată, vor să-și consolideze legitimitatea în fața lumii ca să poată să facă, să comită această ilegalitate. Cine crezi că a finanțat cele două război mondiale? Nu știu cine a finanțat, după declarația lui Friedman, fostul consilier al lui Woodrow Wilson, el a făcut-o în anii 60, o conferință la un hotel din New York și a povestit tot. Da, evrei, așa zicea el, el care era evreu. Dar nu știu de ce mi-a pus întrebarea asta, era o întrebare retorică, pentru că știa răspunsul dinainte. Dar voia să vadă dacă îl rostesc și eu. Probabil a vrut să-mi testeze curajul acest. Eu le mulțumesc că totuși au fost alături de noi. Sunt deranjați ca noi, dar ne rămân alături. Te-aș ruga un cuvânt, nu știu, de încheiere, ceva care să motiveze, să-i motiveze, să ne motiveze, să rămânem cât de cât optimiști. Măsura păi, care știu, poate vorbi de optimism. Tu ești pozitivul dintre noi doi, așa că... Nu știu, ridică-te, George, ridică-te, Ioane. Te rog. Am mai spus-o? Ridică-te, George, ridică-te, Ioane, nu. Și cu ocazia asta îmi și au rămas bun, că așa vom termina. Bine? Bine, atunci ridică-te, George, ridică-te, Ioane, de Radu Gir. Nu pentru o lopată de rumenă pâine, nu pentru pătule, nu pentru pogoane, ci pentru văzduhul tău liber de mâine. Ridică-te, George, ridică-te, Ioane. Pentru sângele neamului tău curs prin șanțuri, pentru cântecul tău țintuit în piroane, pentru lacrima soarelui tău pus în lanțuri, ridică-te, George, ridică-te, Ioane. Nu pentru mânia scrâșnită în măsele, ci ca să aduni, chiuind pe tăpșane, o claie de zări și o căciulă de stele. Ridică-te, George, ridică-te, Ioane. Așa, ca să bei libertatea din ciuturi și în ea să te afunzi ca un cer în bulboane și zarzării ei peste tine să-i scuturi. Ridică-te, George, ridică-te, Ioane. Și ca să pui tot sărutul fierbinte pe praguri, pe prispe, pe uși, pe icoane, pe toate ce slobodeți stau înainte, ridică-te, George, ridică-te, Ioane. Ridică-te, George, pe lanțuri, pe funii, ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane și sus, în lumina din urma furtunii, ridică-te, George, ridică-te, Ioane.